V-am găsit, dragii mei, mereu deschisă dialogului, n-a lăsat niciodată un secret nedezvăluit, cu o sinceritate care le-a îngăduit multora să o judece. Felul în care și-a destăinuit gândurile poate a supărat uneori, însă a făcut-o de fiecare dată, fără ipocrizie și ascunzișuri, fiecare dialog fiind plin de autenticitate. Este un model de generozitate și noblețe. Iar într-o lume a răutăților și agresivităților în care graba anihilează politețea, este dovada că mai există totuși oameni care se ambiționează să-și vadă de drum cu tandrețe, lăsând mărturii splendide despre încercările din care au ieșit învingători. La 22 de ani se decernează titlul de Miss Primavera Europa în Agregento Italia pentru frumusețe, costumul național și calitățile dumneiei artistice. În pofida lungilor turnee și a concurențelor din lumea muzicii și-a păstrat căznicia și a crescut cele două ofice superbe care i-au făcut această bucurie de a fi bunică și de a avea desigur nepoți. Totuși, viața îndrăgitei artiste Elena Merișoreanu nu a fost pavată numai cu petale de trandafiri. Bine v-am găsit, doamna Elena Merișoreanu, astăzi la Folclorul sub lupă. Bine v-am găsit și eu și vă mulțumesc pentru invitație, pentru că, așa cum spunem noi și cum spune lumea pe unde ne ducem noi și cântăm, asta e casa noastră. Casa Edno e casa folclorului, și folclorul ne dă viață și ne identifică ca națiune. Se zice, eu am un principiu, de fapt, de când am început să cânt, spun așa, trecutul n-are viitor și vârsta n-are cifră, dar trebuie să ne întoarcem în timp, să ne amintim de lucrurile frumoase și, cum ai spus și tu, în viață, nu se, sunt, îți presară în cale numai trandafiri. Pentru iubire, pentru dragoste, pentru prosperitate. Dar vezi că prin acei trandafiri au și spin, Dacă nu știi să-i ferești, te începi cam rău și s-ar putea, pe parcursul vieții, să le simți destul de mult. Răul se întoarce? Se întoarce rău. Atunci când faci rău, se întoarce cu rău. Nu există să faci rău cuiva cu intenție, că există multe lucruri care. Vezi, le faci fără intenție. Dacă le faci cu intenție, se întoarce cu mare rău și uh, viața e prea scurtă ca să uh, suportăm răutăți. Dacă avem energii pozitive, tot energii pozitive se revarsă asupra noastră. Eu mi-aduc aminte că eu sunt crescută la țară, în locuri superbe, în locuri frumoase, am avut o copilărie, chiar dacă n-am avut ce ne trebuie. Dar am avut o copilărie atât de frumoasă, și părinți atât de frumoși, și atât de buni, și atât de harnici. Aș putea să spun că nu ne-a lipsit prea multe, pentru că ne mulțumeam cu puțin. Mi-aduc aminte când eu m-am căsătorit, mama mea a venit la București și a venit cu o cutie, și eu nu am băgat în seamă, și mama, femeie simplă de la țară a făcut și ea rost de o trăsură cu, care trăgea patru cai și o cucoană care ținea hățurile. Și fiind multă lume la cununie la mine, zic, lasă mama că mă uit mai târziu. Nu, nu, acum o desfaci. Lume mult acolo, cum era, cu miracuri, colegi, prieteni, așa. Și o desfac, soțul meu, e curios și el ce e acolo, a, e o trăsură cu o cucoană. Nu, nu, nu. Este, dar știi ce semnifică? E atunci când mi-a spus ce înseamnă acea trăsură, mi-a spus că asta e căznicia de acum înainte. Dacă nu știi să ții hățurile bine, la această căznicie să destramă ca pleacă în derivă și totul se duce de râpă. Era general valabil ceea ce v-a spus, adică și pentru dumneavoastră da. și pentru soț? Da. Sau doar femeia avea uh, Responsabilitatea, prin... să spune că este a femeii în căznicie? Dacă știi cum să conduci barca sau trăsura aia, să știi că uh, bărbații sunt niște copii. Toată viața rămân copii. Eu spun din experiența mea, ei sunt niște copii pentru că vor să fie răsfățați, vor să fie alintați, vor să fie întotdeauna apreciați, poate mai mult decât copilul care este. În momentul când. De aici există o ruptură foarte mare între tineri și eu regret nespus de mult, poate atunci nu realizam, dar acum realizez că, de fapt, Uh, o căsnicie când vine pe lume un copil este o bucurie imensă, este ceva divin, ceva care încununează uh, dragostea, tinerilor. dragostea tinerilor. Vezi, uh, mamele sunt mult mai uh, grijuli cu copiii lor. Atunci uh, uh, să duc și dorm lângă copilașul lor, să le simtă mirosul, să le simtă răsuflarea, să-i simtă aproape. De aici se răcesc relațiile între cuplurile foarte tinere. Dar nu este o regulă, doamna Elena, și dați-mi voie să vă spun. Eu am întâlnit foarte mulți bărbați și prieteni care și tineri care vin acum la mine și spune, dragă, știi că uite așa, mă despart. De ce? Păi nevastă-mea, de când avem copilul, nu mai, mai se ocupă așa mult de mine. Egoiști. Ei, ei sunt puțini egoiști. a spus, revin? De-aia sunt. Ei vor să fie copii. nici Sunt niște copii răsfățați. Și dacă totuși apare, cum se întâmplă și în zilele noastre, infidelitatea în cuplu. Iubito. Pentru că nu știu că și dumneavoastră ați avut un episod în viață, să spun. nu tocmai ușor. Iubita mea, hai să spun ceva. Atunci gândeam altfel, acum gândesc altfel. Cred că gândesc mai bine ac acum ca atunci. Să spun de ce. Nevasta sau bărbatul nu este proprietatea nimănui. Bărbatul este dator, mai ales când este curtat și este și un bărbat frumos și mai are și niște carduri. Așa. Eu vreau să spun că poate femeile sunt de vină, zic eu. Sunt tentațiile astea mari. Și apoi un bărbat se simte foarte răsfățat când e curtat de o femeie. Dar să știi că bărbatul, cred, și sunt convinsă că așa e, ține minte de la mine, atunci când se înșală nevasta, apreciază mai mult familia lui și soția lui. Când da? își înșală nevasta? Da, da, da. Și și dacă pleacă mai... de tot, doamna Elena. Pe cuvântul meu de onoare, dacă nu e așa. Așa e? Un bărbat. Păi, da, eu nu. Deci, acum lăsând gluma deoparte, eu chiar nu neg ceea ce spuneți, chiar afirm. Dar dacă sunt situațiile acelea în care bărbatul pleacă cu totul, că A, se îndrăgostește, bine, aici, aici înseamnă că el este un bărbat slab și un bărbat care n-a iubit și nu are nimic la căpățână Mă iertați-mă, dragii mei bărbați, dar cam așa e. Dar un bărbat care. Ești convinsă că te... Adică ești destul de de conștientă că te ai înșelat. Atunci stai și te gândești, stai puțin. Dar m-a înșelat. De ce m-a înșelat? Nu că nu mă iubește, nu că nu mă apreciază. Uita că eu am fost plecată și șase luni din țară, iubita mea. Eu am fost salariată la marele ansamblu Rapsodia Română unde am avut contract șase luni pe vremea lui Ceaușescu în Israel. Oare bărbatul ăla, na, a fost tentațiile, nu știu. atâta timp cât și-a văzut de casă, de copii, eu n-a știut să cumpăr o pâine. Bărbatul meu, eu am fost o răsfățată și sunt răsfățată și la ora actuală, trecută de 70 de ani. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot, că să fac și eu o paranteză și trecem de la una la alta, că nu vreau să... Îți spun lucruri triste, vreau să vin cu lucruri pozitive în fața telespectatorilor care sunt curioși ce am făcut noi în viață. Eu nu pot să-i mai cer lui Dumnezeu absolut nimic. Nici sănătate, nimic, deși am nevoie de, de ea, pentru că mi-a dat prea multe și poate n-am prețuit. Mi-a dat Dumnezeu tot ce mi-am dorit. Am fost o răsfățată, am văzut planeta asta în lung și în lat, am văzut lucruri care cu mintea sau dacă te uiți pe hartă, nu le cuprinzi. Și eu le-am colindat peste tot în lume. M-am bucurat, m-a iubit Dumnezeu, publicul și voi, care, media care în tot timpul m-ați invitat. Deci, astea sunt, în primul rând, mulțumesc celor de care am spus și, pe urmă, mulțumesc familiei mele. Cât de frumos. Să nu abandonăm acest subiect, nu doamna Elena. Și vă mai pun o întrebare. Dacă ați putea schimba lumea printr-un singur gest, în ce domeniu anume ați decreta egalitatea absolută între bărbați și femeie? Pentru dreptul egal ar trădări? A, bine, A. se spune că drepturile sunt egale, nu sunt egale. Uh, un bărbat trebuie să conștientizeze că o femeie naște, o femeie este casnică, o femeie are servici, o femeie vine și spală vasele, de cu aspiratorul, îi dă mâncare la copil uh, când vine soțul acasă. De ce crezi că se destramă căsătoriile în mediul rural? Femeia, după ce s-a măritat și pe urmă revenim, uh, se neglijează. Nu se mai duce la epilat, nu se mai farbează. Deci femeia trebuie să fie cochetă. În momentul când a venit bărbatul în casă, ți-ai făcut mâncare, miroși mâncare, miroși sarmale, a ciorba, tot ce vrei. Și, pe urmă, ce faci? Te îmbraci, U ce ai curat, te aranjezi la păr, ca el să te vadă aranjată. Bărbații sunt tentați să vadă femeile aranjate. Chiar dacă ei neglijează, te vede pe tine că seara te aranjezi frumos, și el este obligat să facă acest lucru, iubita mea trebuie să țineți minte voi tineretul că eu sunt foarte uh, vorbesc cu foarte multe fete tinere din show ăsta care sunt foarte mediatizate și ce doamna Elena cum ați reușit? Cum mai Măi, fetelor, nu mai vă strofocați atâta, că nici voi n-ați fost ușe de biserică. Ce l-ai făcut? proprietatea ta să... -i... Vai, că m-a ca că a făcut. Și da, de fapt, aveți dreptate. Păi, ca așa e. Și dacă totuși femeia se aranjează și face toate aceste lucruri pe care dumneavoastră le-ați menționat? El, soțul meu, dacă ar fi să mă mai mărit odată, să fiu tânără, tot pe el aș lua, să știi. Ca alt bărbat mai bun. Pentru tată la copii, eu care am fost numai plecată, nu găseam. Găseam unul care m-ar fi iubit pe mine dar nu-mi iubea familia, nu-mi iubea copii. Și dacă a călcat strâm, dumneavoastră e, asta nu va... A călcat, a călcat și a dreptat piciorul și gata, care e problema? Da, Doamne, Elena, Pe cuvântul de meu, de eu, de eu, de eu de cons... hai să spun un lucru. Uh, Mi-aduc aminte că venisem eu dintr-un turneu de afară și supărată, mare, supărare pe capul meu, gata, divorțez, că am auzit, că am făcut, n-am avut discuții cu el, deloc. Mă duc la țară, la mama, îi spun, mama, aveam două, de copii mici. Îi creștea mama, Dumnezeu să o ierte, să o dignească. Că fără ei, cred că nu puteam, fără părinții mei, să în continuă activitatea la rapsodia atâția ani, peste 35 de ani. Și mă duc la mama și îi spun, mama, eu divorțez, mama, să fac un neagră la față. Cum să divorțez? Ai doi copii, mă! care e problema? Ce cusuri ce ai găsit omului Estuia? E om de casă, e cu tare, face de. Bun. Uh, și zice, știi ceva? ți aduce aminte când erai mică și veneau Paștele și eu îți făceam ție, croșetam și îți făceam ție un plovăr și tu ai văzut la fata vecinii că avea roz și am zis, mama, eu nu vreau, așa, eu, mie îmi trebuie cu roz florile și mama s-a enervat și l-a stricat și ea mi-a amintit, îți amintești cum am stricat eu plovărul tău? Că tu ai zis că vrei roz și eu m-am enervat și am zis nu. Eu nu mai fac altul. Așa să destramă o căznicie. O să deși cu dragoste, o să deși cu pasiune și într o dată vezi că s-a destrămat totul. Vezi, îți ofer ție plăcerea de a sta lângă cineva care poate îți oferă dragoste momentană, dar nu îți oferă dragoste pentru copii. Atunci când nu sunt copii, nu trebuie să suporte femeile. Dacă când există un copil, nu suport bătaie, n-am luat bătaie niciodată. Ferească Dumnezeu! Dacă aș fi luat bătaie, păi cred că nu-i rămânea păr în cap și nu-i rămânea loc de de mine. Îmi putea să mă omoare că eu, și eu îl omoram. Dar eu n-am suportat jigniri. Manipulări psihice? Nu. Nici nu știu ce înseamnă depresie, nu știu ce să, pentru că eu am fost foarte puternică și sunt foarte puternică și acum. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că sunt foarte tristă în momentul în care văd că se destramă căsătorii tinere, din păcate. Când mai sunt și copii și sunt bărbați care renunță cu atâta ușurință la o femeie frumoasă, la o femeie care i-a adus pe lume. O bogăție, și o binecuvântare de la Dumnezeu. Copiii sunt binecuvântări într-o căsnicie. Dar există și altă variantă atunci când nu mai există înțelegere. Nu, să nu tolerați, dragele mele. Eu n-am suferit pentru că, da, v-am zis, mă repet, am fost o răsfățată și sunt și acum. Mă bucur că mai există astfel de exemple în lumea noastră. Ce anume din copilărie v-a format viziunea despre familie, doamna Elena? Despre dragoste? Care au fost lucrurile care v-au influențat în perioada aceea în care vă făceați proiecții, proiecția legată despre ceea ce veți fi când o să aveți o casă, când aveți Iubita familia? Mea. Da, ai, ai dreptat. E o întrebare foarte interesantă. În familie la mine vreau să spun că Tata uh, i-a murit prima soție, avea două fete și a luat-o pe mama, care a făcut și ea două fete, eu și cu sora mea. Uh, tata a fost uh, un om foarte bun, se purta frumos cu noi, dar era cam bețiv. Îi plăcea să bea. Uh, când nu bea, era păinea lui Dumnezeu. Atât de mult a suferit mama mea pentru... Copii. Cred că lucrul ăsta pe mine m-a marcat, câtă bunătate și câtă răbdare a avut mama mea. Și eu i-am amintit când am vrut să divorțez că, mama, da, tu cât ai suferit. Păi pentru voi. Eu n-aș fi suferit cât a suferit mama, pentru nimic în lume, ți-am spus. Dar uite că Dumnezeu îți dă când te naști o soartă. Și dacă acela este sortitul tău, Dumnezeu te întărește în putere și credință să mergi mai departe și să-ți duci căznicia uh, la bun sfârșit. Am, dacă merită. Dacă merită. Iacă am peste 48 de ani de căsătorie neîntreruptă, cu bune, cu rele, să nu-mi spună mie cineva, Că Vai e lapte, și totul, Vai nu? Dragă, e lapte și miere totul, Voi, dragă, lapte și miere. Lasă că se termine, dracu, mierea aia. Rămâne bajunul <laughs> ăla acru, fără zahăr, fără miere. Mă, asta e viața. Mai ales acum noi trăim clipe, pentru tineret vorbesc, clipe mai grele. Până nu va trece această pandemie, tineretul este marcat de aceste evenimente care nu le-a trăit și nu le-am trăit noi, care avem o vârstă, vezi, nu-și mai găsesc locul unde să muncească, termină facultăți, să gândesc, să plece, să își ia lumea în cap. Nu e bine. Locul unde te-ai născut, locurile de baștină și țara în care te-ai născut, nu trebuie să uiți niciodată. Eu am umblat în toată lumea asta, și zic așa că se trăiește bine acolo unde ai familia aproape. Atâta timp cât ești departe. Eu am avut fetele plecate pe a mare, aproape 20 de ani la Los Angeles, ai amică vreo 9 sau 10 ani, și a fost cea mai grea perioadă a vieții mele. Mă, Vă culcam, plân... mă culcam plângând, mă sculam plângând. Era dor de ele. Am făcut naveta București, Los Angeles. De 25 de ore am trecut oceanul. Până când Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile și îi mulțumesc lui Dumnezeu și s-au întors. Vreau să spun că se duc pe acolo și se întorc și spun America nu mai este America, România este România și raiul care poți să trăiesc până la îndești bătrâneți. Vede, uh, le-ați vrut aproape de dumneavoastră. Am zis, doamne, să nu mor până când nu le văd. Sunt cetățeni americani toți. Afar de mine și de bărbatul meu. <laughs> Plecăm când vrem, venim când vrem, dar nu mai vreau să mai plec. Pentru că acum uh, toată planeta este cutremurată de acest virus care nu mai cred că mai e ce a fost. Atunci când ai familia aproape, traversezi mai ușor perioade grele. Dar dacă ești singur, eu cunosc atâtea persoane care au copiii plecați și au îmbătrânit cu zile, sau au îmbolnăvit, că știu că acolo nu e lapte și miere. Aici te duci, rămâi cu mașina în pană undeva, vine la ăla de la poartă, vai ce vreți, ce mâncați, ce beți, cu ce vă ajut. Acolo, dacă te vede întins pe jos, nu te oprește nimeni. Dacă ai căzut, nu se oprește nimeni să te întrebe. Dar ce ai? Nu. Aici lumea este altfel. Românii noștri sunt ospitalieri. Sunt nemaipomeniți. A venit o familie tânără din Los Angeles, acum vreo șapte ani, în vizită la fica mea cea mare. Și a spus, de noi nu vă ocupați. Ne spuneți unde avem acces. Uite, la frigiderul ăla, la așa, zic aici ai locul vostru unde plecau dimineața fiecare cu serviciul lui. Na, noi, noi încolo, cu fetele la școală, cu nepoții, cu probleme. Vreau să spun că veneau seara și după vreo cinci zile stăteam cu toți la masă și a spus am rămas impresionați de România să nu mai aud niciodată pe cineva, cred că îi s în cap. De ce? Că românii sunt țigani, nu sunt țigani, sunt cei mai culți oameni și cei mai bine pregătiți. Dacă am intrat într-o cofetărie, dacă am intrat în restaurant, într-un market, într-un supermarket, oriunde ne-am dus să facem cumpărături, n-a existat om să nu știe limba engleză, tineretul. Deci, să trebuie să fim mândri ca nație. Că ni se spun lucrurile astea, nu odată ni s-a spus, de mai multe ori, că noi suntem tineretul de astăzi, este atât de bine pregătit, dar cred că nu au unde să-ți desfășoare înțelepciunea aici și să bucure străinii de răul nostru. Ne duc, pleacă tineretul, rămân satele goale. Mi-aduc aminte când mă duceam în vacanță acasă și acum, și mă, cu ani mai în urmă. Ulițele erau pline de copii, de zâmbete, de cântări, de cuiuituri, de dragoste pentru... Și acum că tot ați fost de copilărie, de ce vă e cel mai dor din anii copilăriei? mi de ulițele alea pline de copii. Nu mai e nimeni. Iubito. Nu mai vin copii cu colinda. Am fost de sărbători acum. Pustiu. Case părăsite. Porți de și vezi că te eu un bătrân pe la poartă, care stă și se uită și așteaptă ziua când va pleca spre cer. Nu mai stau, eu merg mult și când afară din țară. Ultima dată știu că am fost cu Mioara Velicu și cu uh, Elisabeta Turcu. Mă, era peste, la Roma, peste șase mii de oameni, șapte mii într-o sală imensă de sport. Și am stat și m am întrebat, domnule, dacă când mă întorc în țară, mai găsesc vreun român? Și atunci, pe scenă, m-a impresionat când am văzut valul ăla de lume, atât de multă. Și am zis, mă rog, ce le-am zis la început? Și am zis, lasă că dă Dumnezeu să fie bine și vă întoarceți în țară. La vine am plâns pe scenă și n-am mai putut să cânt. Am stat vreo 5 minute și n-am... Ce, nu mai venim! Și atunci mi-a venit și am zis de fapt țara e acolo unde ni s-a o bucată de pâine. Toată lumea a sărit și a aplaudat. De ce? De ce țara noastră care este atât de bogată și atât de frumoasă? Doamne, am, ți -am zis, am colindat Africa de Nord, Africa de Sud, am fost în, în, în toate țările. În Asia, în Africa, în Europa, în America de Nord, de Sud. De ce? să nu lucreze oamenii noștri aici. Au rămas case părăsite, pământuri nelucrate, pentru că oamenii nu mai au bani să le plătească. Mă impresionează extraordinar de mult când văd case părăsite și nu mai văd copii pe la țară. E foarte trist, scumpa mea. Toți vor să fie domni, toți vor să plece, să ducă în străinătate, să destramă căsătorii, să destramă dar oare nu fac aici un compromis, doamna Elena, pentru a avea traiul acesta mai bun? Păi fac, pentru că nu au ce să... Că Unde poate se... nu le este comod. Păi nu le este. Dar ce să facă dacă aici nu găsesc de lucruri? Că îi întreb. Uite, am fost în Anglia. De -că am cântat de Crăciun și de Reverion. Anul trecut, nu anul ăsta. Când anul, ăsta nu anul trecut nu s-a mai cântat. Anul când, în, în 2020 am cântat acolo. Și vreau să spun, scumpa mea, că spunea oamenii, ne-am întoarce mâine acasă, dacă mai avem unde să muncim. Ce facem aici, prin hoteluri, sau ce avem grijă de bătrâni, putem să avem grijă și în țară. Nu ne e frică de muncă. Oricum, în țară muncim mult mai puțin decât aici. Dar oamenii fac lucrurile astea. Am cunoscut familii care s-au destrămat cu copii în țară. Stau într-un apartament, 5-6 familii. Să Combină unul cu altul. E foarte trist. Eu cred că ar trebui, pare rău că trebuie să spun, eu n-am făcut politică în viața mea, dar ce se petrece acum? Nu e bine. Nu e bine pentru tineret și pentru cei care pleacă să muncească. Noi aducem oameni de afară, asiatici, să ne muncească în țara noastră. Când românul nostru e învățat cu pământul lui, e învățat cu munca câmpului, nu sunt. Există și o parte din oameni care nu se realizați nici aici și dacă pleacă afară, nu se realizează. Nu s-a cu nimica. Dar, scumpa mea, asta nu e vina lor, e vina celor care ne conduc și poate nu ajută și nu creează locuri de muncă. Că mulți zice, vai, s-a desfințat școlile profesionale. Păi unde să mai lucreze școala profesoară, nu mai sunt dulgheri, nu mai sunt sudori, nu mai sunt nimic. Unde să muncească oamenii? Deviem de la artă la cei care trăiesc gripe atât de grele, scumpa mea. Mulțumim lui Dumnezeu că încă suntem sănătoși și putem să-i bucurăm pe cei care ne privesc. Da, când la... ați constatat, doamna Elena Merișoreanu, că lumea nu este perfectă, ne naștem cu credința că totul în jurul nostru e așa cum ar trebui să fie, dar pentru fiecare dintre noi apare un episod care ne strică iremediabil această armonie. Care a fost acel episod pentru dumneavoastră? Eu, eu nu cred că am simțit-o prea mult, dar am colegi tineri, frumoși, vin cu chipuri frumoase, cu costume tradiționale. Vorbesc din domeniul uh, folcloric și nu numai. Că eu sunt prietenă și cu cei de la muzică ușoară. Mi-a legat o prietenie atât de frumoasă am cu Dorian Popa, cu Rubi, cu Gina Pistol și cu atâți cântăreți de muzică ușoară, care când mă văd, sar pe mine de parcă aș fi mama lor. Pentru că ei ascultă și mă întreabă de multe ori, mă, ce ce e bine? Uite așa e bine, uite așa e nu știu ce. Alții spun vai că nu mai, nu mai avem de cântat, nu mai avem de... Lasă că trece. Fiți optimiști, fiți uh, cu credință în Dumnezeu că va fi bine. Eu spun că uh, poate pentru mine această pandemie uh, m-a prins într-o perioadă în care mă operasem la picior și nu aveam voie să merg. Uh, să Folosesc așa de mult. Dar dacă eu, în 55 de ani, 56 de ani de, de carieră artistică, nu m-am bucurat de concediu, nu m-am bucurat de familie, nu m-am. E acum, te rog să mă crezi că am avut timp. Ați să mă bucur de familie, să mă bucur de ce am, să mă bucur de, de țara mea, să mă bucur de prieteni, să mă bucur de tot. N-am reușit să să-mi fac texte, că nu aveam timp, fă tu, du-te acolo. Acum am un cd care o să-l lansez aici la voi, la Etno, care este casa noastră cea mai iubită și cel mai iubit post de folclor, indiferent că se supără alții pe mine și s-au supărat, că am spus-o, eu o spun în continuare. Aici sunteți oameni cu pregătire și oameni care știți să dăruiți Celor care vă vizitează casa, dragoste, respect și prețuire. Dacă ar fi să analizăm retrospectiv, care a fost uh, cea mai frumoasă și mai senină perioada a vieții dumneavoastră de până acum? Iubito, nu mă pot plânge. Te rog să mă crezi că. Mi-e frică de Dumnezeu să spun că am trăit. Toți am trăit cripe și bune și rele, ți-am spus. Dar te rog să mă crezi că. Uh, mi-e frică de Dumnezeu, ți-am mai spus Să-i să cer ceva Mă bucur de tot M-a bucurat întotdeauna Dacă astăzi mi-a fost rău și am căzut M-am dus la repetiție Și am fost alt om Atunci dacă ar... ați avut clipe atât de frumoase Doamna Elena, una, nu știu, un moment Cel, Sau toate a fost o clipă frumoase. grea Sau Toat un moment chinuitor Din viața I dumneavoastră Iubito, Hai să spun un lucru care Nu cred că l-am spus până acum cea mai grea perioadă în tinerețea mea a fost după șapte ani de zile, după ce am fost angajată la ansamblu sindicatelor, care ulterior a devenit Rapsodia Română. Eu eram angajată, am cântat șapte ani în cor. Acolo am învățat tot ce s-a putut învăța. Nu știam unde-i pe portativ când am venit, când venisem din la țară. N-am făcut muzică decât știam să cânt. Și după șapte ani s-au unificat ansamblurile Rapsodia Română cu ansamblu armate, cu Ciocârlia și a fost concurs. După șapte ani de zile era foarte greu atunci să-ți obții... Un loc. Nu, să obții un buletin de București. Și când m-am dus să mă... Deci s-a desfințat ansamblul și a venit să ne înscriem la concurs, se dăm pentru post de solist. Eu cântam solistă, dar cântam și în cor. Așa cântau toți, să știi. Am fost colegă cu Dita Drăgan, cu G -g 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 Giambașu, cu Horiana cu cântărez mari de la operă. Și când m-am dus să mă înscriu la concurs, după ce s-a desfințat ansamblu, scria mare acolo, numai cei cu buletin de București. Eu nu aveam buletin de București. Deși stăteam la casă dată de ei, de ansamblu unde stăteam, la un cămin unde am stat cu Dumnezeu să ierte, cu Maria Apostol, cu mulți cântăreți. Și atunci am încremenit, îți dai seama. Să te trezești după atâția ani când lumea știa că sunt în București, unde să mă duc întul la țară, nici nu mă gândeam. Și am plecat tot. M-am plâns pe la toate ușile și am plecat la Buzău. Nu i-am spus la părinții mie absolut nimic. Mi-am păstrat locul acolo unde stăteam și m-am dus la Buzău. Acolo avea o premieră, eram colegă cu Nicolae Oprișan și cu Viorica Brândușan, parcă, da. Și după trei săptămâni, Irina Loghin, Venone Sinulescu, Ștefania Rareș, Maria Pietraru, Dumnezeu, mulți care nu mai sunt, Emil Gavriș, care nu mai sunt în viață acum. Era unificat și erau acolo. Se pregătea să plece într-un turneu în Maroc, Algeria și Tunis. Eu plângeam zi și noapte. Nu noi pregăteam un spectacol, o premieră acolo. Am fost primit atât de frumos. Mi s-a oferit un apartament. Săteam cu Viorica în apartament. Poate să zice că nu crezi în vise, dar dacă îți spun ceva, să o spun cu mâna pe inimă că este așa cum îți spun. După vreo trei săptămâni, care urma să avem premiera peste câteva zile, am visat într-o noapte, eu când eram copil de la patru ani, noi suntem ortodoxi, mă ducea mama că pleca la oraș, să ducă brânză, să ducă lapte, la oamenii care aveau nevoie, așa se obișnuia. Și mă lăsa la biserica aia cu moașa mea, la o biserică catolică unde cânta orgă. Și era statulile alea mari, împrunătoare. Și eu când ieșeam de acolo, atât am uitat la Fecioara Maria și când mă lua mama de mână și plecăm, îi spuneam, știi că Maica Domnului s-a uitat la mine și a coborât ochii și mi-a zâmbit. Mama, ce copil de bun, știi? Plec eu, revin la Buzău. Visez că intru în acea biserică, care n-am să uit cât până voi închide ochii, am avut atâtea realizări cu acea biserică, două biserici am visat la care să mă rog și mi-au adus numai satisfacții. Și visez că mă duc în biserică, aprind lumânare și zic, Doamne, ajută-mă să mă întorc la Rapsodia, să mă întorc înapoi la București. Își jur pe familia mea și pe bătrânețea mea că m-am trezit pe la ora 4 dimineața după visul ăsta am început să-mi fac bagajul și Viorica vine, dar ce vorboțește și pe aici? Zic, eu astăzi plec la București. că nu e sănătoasă la cap, noi nu avem telefon, ai de te anunțat. Sunt convinsă că voi pleca. Aia și făcea cruce și spunea... Mai ales că nu aveți nicio confirmare care ar trebui să Fii plecați. atent! La șapte și un sfert, n-am să uit tot restul vieții mele, bate cineva la ușe, și intră un domn. Zice, doamnă, am venit după dumneavoastră. Sunt de la e, sindicate, de la unea sindicatelor. Da, eu sunt pregătită. Pe păi cine v-a anunțat? Că pe mine m-a anunțat aseară. Dumneavoastră nu aveți telefon. Viorica atunci a spus, toată viața ei și acum îmi spune, tu ai știut și nu mi-ai spus, prietena mea care a mâncat o pâine cu tine aici, am venit, am intrat direct la repetiție, mi-au dat casă în Floreasca, am plecat în turneu cu Angela Moldovan, Dumnezeu să o ierte, cu Aurel Ioniță, care nu mai e în viață, cu Marele Ansamblu Rapsodia Română în Maroc, Algeria și Tunis, unde am stat aproape trei luni de zile. M-a angajat, mi-a dat casă. Deci, așa ceva să ți se întâmple, nu știu, nimeni nu a crezut. Dar asta e asta adevărul. Mă jur pe familia mea și pe nepoții mei că așa s-a întâmplat. Toți au rămas stupefiați, că, mai ales șoferul care a venit după mine. A zis, da. Cine va Asta chiar cu adevărat o întâmplare miraculoasă. Dar pe atunci nu erați căsătorită și nu, nu v-ați întâlnit nu, jumătatea. Nu, nu, nu v nu, nu, nu. nu eram căsătorită, eram tânără. Dar când zi. ați știut că el va fi alesul pentru toată viața, care a fost acel gest în care ați simțit că vă va deveni soț? Și ei, iată jumătatea sufletului. Eu vreau să spun că în momentul când l-am cunoscut pe soțul meu, eu eram arvunită, cum să zice, eram logodită. Nu era logodnă cu inele, cu draci, ca acum. Eram o prietenă și chiar ne intenționam să ne căsătorim. Și ne-am dus, am dus cu... Am plecat acasă la părinții mei. Eram în vacanță, eram într-un concediu de la ansamblu, la Rapsodia, că imediat ți-am spus, mi-a făcut solistă, mi-a dat casă, eram fericită, ce să spun. Veni să-mi din străinătate și mă duceam la țară. E, și sora mea mă sună și zice, te așteptăm să vii acasă. Zic, mă, știi ceva? Mi-a dat Ion Macrea telefon de la Sibiu să plec cu ei în, în Franța. Și nu mai vin în vacanța asta, las că vin altă dată. Vinul că mama e foarte bolnavă. Mă suna la telefon la ansamblu, că nu aveam telefon și pe fix cum era atunci. Și când auzeam de mama că e bolnavă, s-a terminat. Am plecat la țară și vreau să spun că am urcat de la, din oraș, din Petroșani, m-am urcat în autobuz și la un moment dat ajung în oraș și la mine, la Vulcan și cine urcă în autobuz? Mama. Și zic, dar nu ești bolnavă? Zice, nu. Am fost la cumpărături. Și Vreau să spun, scumpa mea, că sora mea a pus la cale să-l cunosc pe un băiat care făcea practică, era ofi... să școala de ofițeri și făcea practică acolo, la locurile mele de baștină. Și zice, tu, haide că vreau să-ți prezint un băiat din București care face practic aici și tare cum să cade. O dat și amendă la vecina când eu luat găini. Nu <laughs> vede la țară. Și dragă, mi-l prezintă pe bărbatul meu. Slab, scățel, frumușel. Deci tu e milițian, ăștia sunt... Era pe vremea lui Ceaușescu. E milician, are casă în București, uite, are părinți în București. Lasă-mă, dragă, că eu am casă în Floreasca, eu am ce-mi trebuie, nu Sunt trebuie asigurată. Mie. Eu ce? Bun, seara facem o masă mare acolo, în fierbe tata că scoate din garniță carne, punem acolo. Și la un moment dat vine și ăsta al meu, care <laughs> era arvunită la el. Și <laughs> îți dai seama, îți dai seama ce episod. Vine și el, dar eu între timp plecasem cu milițianul cu mașina cu niște. Locuri. Adică cu soțul. <laughs> da, pe casă cu el pe la. Nu știu unde să cumpărăm ceva. El avea o Varșava, o mașină de da, aia de pe vremea lui Pasvatic, eu. Așa. Și la, uh, când am urcat pe pe ulița noastră, a lăsat mașina în capul uliței. Lui s-a desfăcut un șiret, zice, în seara asta rămân liber. Eu nu am băgat în seamă ce a zis. Când ajungem acasă cine era la masă? Puiu prietenul meu. Zice, a venit după tine și tu te plimbi. Acum nu știam cum să-l prezint pe ăsta. Zic că el e milițeanul care mi l-a prezentat sorbea, prieten de familie. A început eu în A, vreau să spun că ai mei nu îmi plăcea niciunul pe puiu. Îi plăcea pe milițianul. Și, bine, el mai avea vreo trei luni să facă practica acolo. Și vin eu în București, ăsta zice, bă, tu, eu cred că ție ți e place de ăsta, zice. zice, bă, că nu cum place, nu-mi place, dar, băi, prietenia lui, ai mei de acasă, ce să fac? Și zic, la un moment dat, pleacă puiul, că avea treabă în țară. Dar nu ați terminat cu el, practic, relația la în... vremea aceea? Nu. Eu vorbeam cu el, era inginer constructor, el a plecat la niște lucrări, pe la Slatina, nu știu pe unde naibă. Eu, op, mă, trimis trimit ăștia de la ansamblu cu, era gasta gastronomică, cu oneteu, cu ce, cum era pe vremea aia, al Ceaușescu, să mă duc în țările nordice. Și plec acolo, când mă întorc, Ăsta îmi scria scrisori, când am venit la Rapsodie, era team cu descrisori, că vai, că sorul mea, că el, că nu știu ce. Și vine milițianul în București, veni să-mi permisie. Și, bă, ăsta al meu era plecat, voi. <laughs> Dar nu stăteam cu el, îți dai seama, fiecare la casa lui. Și vine milițianul și zice, uite, Știi ceva, mâine ne invită mama la, și cu tata la mine să, să luăm masa împreună. n ce zic. Și mă duc pe la ansamblu. El m-a așteptat la ansamblu. Când ieșeam mă duc la masă la ei. Eram slabă, eram tânără. Ce trebuie, aveam 20 și ceva de ani. Și, draga mea, vreau să spun că m-am dus la ei. M-au primit atât de frumos și nu știu ce. Și sora mea, pe urmă, la telefon, când între timpul pusese telefon fix unde stăteam, și zice, tu, are familie acolo, nu știu ce, acum eu cam, ce-i drept, că îmi plăcea mai mult de milițian acum. Și n-a trecut, draga mea, mult timp și m-am căsătorit cu milițianul și iată, a trecut cu bune, cu rele, a trecut atâția mari de ani. Dar credeți în destin doamna da, Elena? Da. Pentru că, că, iată, că... vorbiți de doi posibili parteneri păi de viață. Păi eu la eram ca, iubit o eram, o ăla, aveam și stabilit că peste un an facem nuntă, facem asta. N-a fost să fie. Cred că există un destin în viață și acest destin, oricât am vrea noi să-l ocolim, te duce tot acolo. Că e rău, că e bine. Dar e bine să fim iubiți sau să iubim noi? Nu, dacă nu ești iubită... De nu... ce se spune că unul iubește mai mult într-o relație sau căznicii? Nu, cred că într-o relație dacă nu există chimia asta și respectul care ar trebui să fie în toate căzniciile, când eram tânără, eu nu judec fetele tinere că sunt geloase sau bărbații că sunt geloși pe fete, pentru că și eu eram exagerat de geloasă, la care tot mama Dumnezeu să o ierte, femeie înțeleaptă, deși era o femeie simplă de la țară, fără carte prea multă, spunea, dragă, îi vezi un bilet în buzunar, bagă-l dracu înapoi, că scrie cineva ceva și îți face inimărea. Pentru ce să-ți faci inimărea? și avea dreptate. Poate cineva îi băga un bilet, mă, vreau să mă fac cu tine, că am o problemă profesională. Și eu o luam de bună. Și eu am fost, poate, într-o perioadă foarte geloasă pe el. Și -am zis, mă mă, mă, dar ce cu câștig eu din toată treaba asta? Nu câștig nimic, de când mă enervez, mă îmbolnăvesc, așa că... Și v-ați resemnat. M-a resemnat. Am avut perioade când nu aveam treabă. Mă îmbrăcam frumos seara, când eram în relații proaste, mă îmbrăcam frumos seara, nu mă, n-aveam spectacol și e, mă întreba, dar unde pleci la ora asta? Că e 8 jumate, e 9. Mă duc să mă văd cu prietenele. Mă duceam, stăteam pe la o prietenă, mă întorceam pe la 12, 1 noaptea. Și atunci a început și el să fie grișorat de mine. Că știa Ați încercat să-l să faceți gelos și pe el? Da, era gelos, dar el nu s-a arătat, pentru că el avea așa probleme mari la servici, dar eu nu l-am înțeles proastă de mine că ce am zis. -o? El o stătea numai să gândească la mine, că ce fac. El să gândea vina acasă să stăm la masă frumos. A fost atent. De ziua mărțișorului, de ziua mea, de tot timpul nu trecea o săptămână să nu mi-aducă o floare, să nu mi-aducă o atenție sau ce. Și atunci, de ce să las vorba lui mama? Lași le alta imediat, că avea bani, avea asta, lasă. Dar după ani de căznicie, doamna Elena, cum decurge relația și acum? Ce acum. se schimbă în căznicie? Cum respectul rămâne la același cu trecerea da. anilor? Se știi că respectul rămâne, că dacă n-ar fi respect, n-ai putea supraviețui cu un om care îl știi deja acum face parte din sufletul meu, fac parte din sufletul lui și ne bucurăm de ce avem. Ne bucurăm de nepoți când vin la noi, sărbătorile facem împreună, ne ducem la Vâlcea, unde el la Șirinea, sau unde avem el casa lui de Baștină. El n-are frați, acolo sunt părinții lui mormântați și vreau să spun că cu atâta dragoste ne ducem și acolo și la mine în Ardeal și stăm toată familia, ne bucurăm când vedem pe, și pe ăștia mici și pe aia mari. Ne, ne, ne coborâm la mintea lor, ne urcăm în copaci, ne facem tot felul de jocuri, el nu știe ce să le mai facă. Astea sunt bucurile vieții, la vârsta mea. La vârsta voastră, nu. Adică, dacă aș mai fi tânără, poate ți-a spus tot cu el m-aș dar n-aș tolera să fiu neglijată, să fiu bătută, și să nu mi-aducă ce întrebă în casă. Deși avem și o bandă, eu vroiam să fie el cu toate. Știi cum e, banii noștri sunt împreună, banii tăi sunt ai mei, dar ai mei sunt tot ai mei. La unii n-a funcționat Uite, la mine a, cam funcționat, să știi. Eu am fost o, o mare cheltuitoare. el a fost, Olteanu, foarte, foarte venisit, foarte calculat. Am da, a găsit nașul cu dumneavoastră. Cu mine, când. Ați avut, doamna Elena, printre altele, că am vorbit atât de frumos despre viața noastră și destinul pe care Dumnezeu l-a rânduit. Am atins multe momente frumoase. Știm însă că ați avut și cumpene de sănătate. Da. Oricât de absurdă poate părea întrebarea aceasta, ce a adus bun, să zic așa, diagnosticul care v-a fost pus, acela de avea, a avea de cancer. A, a cu 27 de ani da, 25-26 de ani, după Cernobâl, mi-a părut să o gâlcă așa la, la tiroidă. Nu am zis, ai, dracii, nu e nimic, nu știu ce. Am stat 25, aproape 25 de ani cu... eram tânără, ai, Cernobâl, când era? Eram, aveam 23-24 de ani. Și m-am operat acum 25-26 de ani. Acum m-am dus la operație, nu că mă simțeam rău, dar aveam o gâlcă că se vedea rău, urât de tot și la care vecinul meu, profesorul Popescu, zice tragă, te s-a strâmbat fața. Nu Aveți ies. suferesc cu tiroida? Da, da. Deja era după atâția ani de zile. Gata, hai, ga, mergi la operație, m-am dus și m-am operat. Operația n-a fost grea, m-am trezit imediat, nu, dai seama. Ți-am spus, sunt foarte puternică. Și e, îi spune doctorul, bărbatul meu, zice să știi că a fost cancer. Dar am curățat-o foarte bine, nu o să mai aibă probleme. Dar trebuie să urmeze tratamentul restul vieții. Și va afecta pentru o perioadă de timp atunci cu nu. partea profesională de a merge la concerte? Nu. Exact, după 3 săptămâni am început munca. Nu am avut probleme. Dar am. Că, deci n-am căzut absolut deloc. Când mi s-a spus că după biopsie am avut cancer, eu nu am fost nici, nici pingând, nu mi-a trebuit. Pentru că doctorul mi-a explicat, dragă, astea, de la asta nu se moare, dar trebuie să ții deci vocea nu mi-a fost afectată Dar cancerul Am... tiroidian este cel care Se vindecă dintre da, toate celelalte da, așa Acum e. pentru că timpul frumos Trece repede așa este. Tot Și tot că emisiunea frumos trece noastră trece se apropie de final Dacă ar fi să vă mai pun o întrebare Care ar fi uh, momentul pe care Dumneavoastră ați vrea să-l retrăiți Din viața dumneavoastră de până acum Draga mea Știi cel cel mai mare regret al meu Și aș vrea să-l retrăiesc Anii copilăriei care am stat atât de puțin alături de părinții mei, atât de buni și atât de, atât de afectoși, atât de sacri au făcut sacrificii mari pentru mine și pentru sora mea, să fim tot timpul aranjate, să fi avem ce ne trebuie, din nimic făcea ceva. Cel mai mare regret al meu că am stat Prea puțin cu părinții mei. Și v-ați dori să retrăiți momentele, da, astfel încât să stați Dar alea nu ei. se mai pot întoarce, că după cum am spus la început, trecutul nu are viitor. Dar mă bucur de tot ce există acum. Mă bucur enorm de mult de tot ce am și de tot ce uh, mă întâmpină. Ți-am spus, sunt răsfățată de public, de media, de voi. Și de Dumnezeu nu mai vorbesc Cred că m-a iubit prea mult Dumnezeu După sufletul dumneavoastră, doamna Elena da. Și noi vă mulțumim că ați acceptat Eu vă invitația la suflet. emisiune Am venit cu mare, cu mare plăcere Și întotdeauna vin cu drag la voi Pentru că îmi sunteți foarte dragi Și îi salut pe toți Care sunt aici Cameraman, echipa, întreaga Mulțumim din suflet, doamna pe, Elena Cosmin care este o, o persoană deosebită. E cu adevărat într-adevăr. Cosmin Man și care pentru este te... drăguț și este un om înțelegător Deosebit și lupă. eu îi mulțumesc da, că da, e producătorul da, emisiunii și producătorul vin. general da, și i-am spus lasă că vin. La un moment dat zice nu te mai chem că nu știu când ai să vin <laughs> și pentru că Așa cum am spus s-a terminat această emisiune de colecție, vreau să le spun telespectatorilor cu mii de mulțumiri, de altfel la revedere dragii mei și până data viitoare să mai îmbătrânim puțin alături de cine ne spune inima și ne împlinește sufletul.